Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu aș vrea să revenim puțin la știrile din sport, dacă tot avem șansa să-l avem pe Luca alături de noi. La Edi Iordănescu și la selecționerul, noul selecționer al României. De ce am ajuns la Edi, nu înțeleg. Pentru că eu știu că era o vorbă. Acolo s-a terminat drumul, îmi pare rău. Naționala, generația de aur spunea, naționala nu se refuză. Și cu toate astea, deși au fost mai multe nume pe listă, rând pe rând au picat, inclusiv jucători din echipa aia mare, pentru că au refuzat naționala asta pe care o iubim cu toții, mai mult sau mai puțin. Da, naționala nu e cel mai fericit moment, dar nu cred că asta moment a fost neapărat cauza. Te referi la decenii. Da. Adică cine a refuzat? A refuzat Hagi, care are proiectul lui la Farul Constanța și a spus în mai multe rânduri că nu prea vrea să se despartă de acest proiect. Răzvan Lucescu are un angajament bun la PAOK Salonic, adică nu prea zine să dai vrabia din mână, nu? Dan Petrescu la fel la CFR Cluj. Singurul care a refuzat și nu te-ai fi așteptat a fost Loții Beloni, care, potrivit afirmațiilor lui Răzvan Burleanu de aseară, ar fi refuzat din următoarele motive. Odată că n-a fost de acord cu obiectivul intermediar, cu câștigarea grupei din Liga Națiunilor. Ăsta ar fi cel mai important. Nici eu n-aș fi fost de acord. Ca să luăm pentru cei care n-au auzit după sport, noi suntem în Liga Națiunilor cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru, care nu sunt adversare slabe, dar sunt cele mai abordabile cu putință din acest eșalon valoric al Ligii Națiunilor. Și Federația își dorește foarte mult câștigarea acestei grupe, ceea ce ne-ar propulsa în prima urnă valorică a Ligii Națiunilor și ar duce la meciuri cu echipe gen Anglia, Italia, Spania, ceea ce n-a. Îți aduce și spectatori la stadion și prestigiu și niște înfrângeri. Frumoase, da. Pe măsură. Da. Auzi, Luca, dar stai puțin. Deci când ne lămurim noi cu Liga Națiunilor? Și dacă nu atinge obiectivul ăsta intermediar, e pa? E posibil să. Atunci are federația opțiunea să renunțe la contract. Acum, Edi Iordănescu e un antrenor martir. El a avut numai necazuri până acum în carieră. Edi s-a remarcat la Pandurii Târgu Jiu și pe la ASEA Târgu Mureș, dar la Pandurii Târgu Jiu a avut rezultate bune în urmă cu ceva ani. După care a fost la un moment dat antrenorul CFR-ului în 2018. Deci a fost dat afară după 3 meciuri. Așa. Că ceva s-a schimbat atunci acționariatul la CFR Cluj, a fost prins la mijloc în vâltoarea evenimentelor și cumva a fost primul lui martiriu. Pe urmă a fost la CFR Cluj și a luat titlul și n-au mai putea să-i dea banii și iar a plecat de la CFR Cluj acum un an. Când s-a întors Dan Petrescu, dacă vă aduceți aminte. Și ultima oară, acum în noiembrie, l-a dat afară și Nea Gigi, că nu juca frumos echipa. Avea rezultate, dar nu juca frumos, nu era spectacol. A avut 8 victorii, 2 remize, 2 înfrângeri în mandatul lui la FCSB și l-a dat afară Gigi, că nu joacă frumos. Deci eu spun că e un antrenor martir, cred că sunteți de acord cu mine, da? Că până acum a puțin numai necazul. Și acum vine la echipa națională, a spus omul că nu o să joace frumos, adică măcar aici pleacă în capul locului asumat. S-a lămurit. A zis că mai întâi să obținem rezultate și mai vedem mai încolo. Dacă vă aduceți aminte, Mirel Rădoi a avut filozofia inversă. El a zis că vrea să joace echipa noastră ofensiv și spectaculos și dacă e bine, dacă nu iară bine, dar măcar să avem și noi o identitate. Crezi că Edi Iordănescu vine la națională cu ceva superstiții de la tatăl său? Eu cred că vine direct cu tata Puiu după el, că domnul Nea Puiu, antrenorul sectorului, nu? Vii cu tactul tâns la școală, știi? Da. Gândiți-vă că are 71 de ani, adică e mai mic decât domnul Lucescu, care încă activează la cel mai înalt nivel prin Liga Campionilor cu Dinamo Kiev. Da. Deci eu cred că poate să... Exact. Ideea e să nu mi-l terorizeze pe Edi, că îl simt pe Edi că e genul care se enervează dacă îl treacă taicăsul la cap. Da, nu, tocmai. E genul care vrea să se desprindă de cuib. Așa l-am...
Eu zic să lăsăm în pace, să ne arate ce poate. Poate a ajuns și la vârsta la care poate în sfârșit se desprinde de cuib. Cât are? Spre 50? Mie îmi place de... Și în general a fost, a fost apreciat pentru discursul lui, pentru că e un băiat educat, vorbește frumos. Bine. Și ăsta e punctul lui forte. Să-i ținem pumnii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.